Preșcolarii din comuna Șimian vor învăța din 2020 într-o nouă grădiniță. Noua construcție se va ridica pe fonduri europene alocate în cadrul programului operațional regional. Unitatea de învățământ va fi una dintre cele mai moderne din întreg județul Mehedinți și va fi dotată pentru a răspunde celor mai ridicate standarde de educație. Astăzi a avut loc conferința de lansare a proiectului și totodată s-a semnat și predarea amplasamentului către constructor. Anul 2020 va aduce o nouă unitate destinată învățământului preșcolar în comuna Șimian. Pe fonduri europene atrase pe programul operațional regional, chiar lângă școala din Șimian, se va construi o grădiniță nouă. Aceasta va fi amenajată și dotată la cele mai înalte standarde în vederea asigurării unui act de educație în spirit european. Funcțiunile prevăzute pentru acest obiectiv de învățământ sunt următoarele: 6 săli de clasă, grupuri sanitare, materiale didactice, cancelarie, secretariat, punct medical, holuri, un spațiu tehnic, oficiu de curățenie și o sală multifuncțională pentru copii. Acest proiect vizează și dotarea acestei grădinițe cu mese, săli de clasă, biblioteci, scaune, dulapuri, bănci, holuri, calculatoare online, rafturi, radio, CD, DVD player, aparat joacă exterior, va fi amenajată și partea exterioară cu curtea, da, cu câteva dotări. Necesitatea investiției este justificată de numărul din ce în ce mai mare al populației școlare în comună, în contextul în care Șimianul este una dintre puținele comunele județului unde natalitatea este în creștere. Comuna Șimian este una dintre puținele comune în care populația crește de la an la an și natalitatea, evident, și natalitatea crescând cu populația. Sunt foarte mulți care își construiesc case noi în comuna Șimian. Și chiar ne gândim ca în viitorii ani să mai construim o grădiniță în zona de sud a localității, unde se construiește foarte mult și cred că în câțiva ani de zile va fi nevoie de încă o grădiniță în localitatea Șimian. În cadrul conferinței de presă a fost semnat și ordinul de predare a amplasamentului către constructorul care a câștigat licitația. Reprezentantul constructorului este alături de noi. Are un an la dispoziție pentru a realiza această grădiniță, această construcție, așa cum am pus presiune pe echipa de implementare să termine cât se poate de repede procedurile de achiziție și tot ceea ce a însemnat până la finalizare. Așa vom face și cu dânsii, au obligația ca până la anul să fie terminată această lucrare. În noua clădire a grădiniței, care va avea o suprafață construită de 722 de metri pătrați, vor învăța 126 de copii împărțiți în trei grupe, respectiv grupa mică, mijlocie și mare.